modernizarea drumurilor prioritară pentru primarul comunei Plopșoru, Petre Grigorie. Edilul a declarat pentru 1+ TV că așteaptă programul nou lansat pe Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în prezent executându-se studiul geotehnic și topografic. Acum așteptăm programul nou lansat pe AFIR și vom depune cererile de finanțare pe acest program. În prezent s-a executat studiul geotehnic, se execută studiul topografic și sper să obținem finanțare. Drumul este în stare acceptabilă. Asfaltul se prezintă bine. Acesta ne-a mai spus și care sunt drumurile la care se lucrează în prezent. În prezent se execută modernizarea drumurilor sătești, adică ulițelor din sat, pentru satele Olari, Plopșoru, Sărdănești, Vălini, executat în proporție de 80%. Se lucrează în continuare. Mai mult decât atât, comuna Plopșoru a fost calificată prin programul Anghel Salini pentru asfaltarea ulițelor în satele Izvoarele, Ceplea, Broșteni, Cursaru și Broștenii de Sus, care așteaptă finanțare după ce vor începe lucrările de canalizare. Film în sat revine cu bucurie în comuna Peștișani. Timp de 6 zile, arta va cuceri Gorjul. În perioada 1-6 august, pe lângă o nouă selecție de lungmetraje, scurtmetraje, dar și filme de animație, vor fi prezenți artiști de la facultățile de arte plastice din București, unde își vor expune lucrările de licență. Intrarea fiind gratuită, a declarat primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui. Vom organiza o săptămână de evenimente, nu numai film, ci pur și simplu artiștii de la facultățile de arte plastice din București își vor expune lucrările de licență pe Poiana din Nocetul Peștișanului. Programul încă nu este definitivat și vom vedea cum vom distribui pe decursul celor 7 zile de festival filmele și evenimentele în integralitate. Edilul a ținut să menționeze că speră ca Andreea Grămoșteanu, actrița care a câștigat premiile GOPO, să fie și anul acesta la evenimentul mult așteptat. Ați văzut filmele prezentate anul trecut, au fost în principal cu Andreea Grămoșteanu, artista care a și primit anul acesta premiul GOPO, adică cel mai bun artist român în viață. Sper să o avem și anul acesta. Festivalul Film în Sat este organizat de către Toma Cuzin împreună cu Primăria Peștișani, Consiliul Local și Asociația Dacă Eu Pot, Poți Și Tu. S-a făcut recepția Căminului Cultural la Roșia de Amaradia. Primarul comunei, Liviu Cotoșman, a declarat pentru 1+ TV că această investiție a fost făcută prin Compania Națională de Investiții, căminul intrând în uz de folosință. Această investiție a fost finanțare prin Compania Națională de Investiții. Spun că a fost pentru că tocmai ce am făcut recepția finală a și intrat în uz de folosință. Elevii care învață unitățile școlare de pe rața localității au prezentat un spectacol. E o investiție benefică pentru comunitatea Roșia de Amaradia. Și asta nu e tot. Investițiile în interiorul căminului cultural continuă. Prin Programul Național de Redresare și Reziliență, edilul dorește punerea în funcțiune a Centrului de Inovare în incinta căminului, fiind o atracție pentru tinerii din comună. Vom continua cu investițiile în interiorul căminului cultural, în sensul că prin programul PNRR avem investiții noi și mă gândesc la punerea în funcțiune a unui centru de inovare în una din încăperile căminului cultural. Asta înseamnă atractivitate pentru tinerii din localitate, pentru că va fi ceva nou și sunt convins că acest edificiu nou reabilitat va fi o atracție pentru tinerii noștri din localitate. Așadar, investiția a fost finalizată într-un timp record, valoarea acesteia fiind de 11 miliarde de lei vechi, a mai spus edilul. Să știți că această investiție a fost finalizată într-un timp record, respectând termenele contractual, dar, repet, a fost finalizată mai repede decât contractul care prevede calendarul de execuție. S-a ridicat undeva la 11 miliarde în lei vechi și astăzi pot să spun că e una din edificiile culturale cu care localitatea Roșia de Amaradia se mândrește așa, vis-a-vis de faptul că ajunsese într-o stare deplorabilă. Ajutorul de înmormântare care se acordă urmașilor persoanei decedate a fost majorat.
Beneficiar poate fi o singură persoană care să aibă calitatea de soț supraviețuitor, copil, părinte, tutere, curator sau orice persoană care dovedește cu documente că a plătit cheltuielile de înmormântare. Ajutorul de deces trebuie să nu fie mai mic decât valoarea salariului mediu brut. Cuantumul acestuia se ridică la 6.789 de lei în 2023 pentru pensionari și persoanele asigurate, iar pentru membrii de familie ai asiguratului ori pensionarului suma este de 3.395 de lei. Banii se acordă în 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii la Casa Teritorială de Pensii în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia. Astfel că persoana care se ocupă de înmormântare poate solicita serviciile unei firme de pompe funebre, se încheie un contract și se lasă talonul de pensie ori dovada asigurării, iar societatea se ocupă de formalități, potrivit realitatea.net. Punem punct aici InfoPlusului de astăzi. E excelentă să aveți! Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită businessului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.